Presupun că sunt niște cătușe de care legi o persoană și apoi faci ce vrea cu ea. Housekeeping! Crispin! Hola, prieteni! Aici e bucătar Adile! Mi scuzi! Salutare, tror, mă numesc Eugen. Îi am lângă mine pe Vlada, Crispin și Adi. Suntem în Turcia la hotelul Amon, iar astăzi filmăm un episod incendiar. Păi suntem în vacanță, care episod incendiar? Echipa Orange Blue nu ne-a oferit gratis această vacanță. Pe lângă asta vom avea parte de multe provocări pline de surprize pentru noi, cât și pentru cei care urmăresc acest episod. Băieți, faceți cunoștință cu directorul acestui hotel. Oh, super! Unde e? Chiar în fața voastră! De ce tu? Pentru că pașapoartele voastre sunt la mine mână, așa că aveți grijă cum vă comportați în următoarele 24 de ore, pentru că ați putea să rămâneți în Turcia pentru totdeauna. Din fericire pentru voi, provocările de azi nu vor fi grețoase sau dureroase, pentru că totuși suntem în vacanță. În următoarele 24 de ore urmează să fiți DJ, dansatori, bucătari sau chiar menajer. Deja fiecare cu norocul său. Eu vreau să fiu DJ! Eu vreau să fiu dansator! La bară! Primele trei profesii le aflați chiar acum. Vă rog, luați loc pe acele scaune. Ok. Vreau deja să mă distrez, nu vreau să lucrez. Băi, de ce eu mai vreau în așa vacanță, mai vreau așa episoade? Vreau ca echipa Orange Blue de fiecare dată să ne dea astfel de ocazii, așa că apăsați numai decât pe butonul de like ca să mai venim în vacanțe. Eu de-abia aștept să mă bălăcesc în piscina aia și să mă bronzez la soare. Vreau să mă fac frumos în această vacanță. Eu nu cred că contează prea mult ce profesie voi avea, pentru că oricum o să mă distrez, oricum sunt într-o destinație exotică, interesantă, cu palmieri, cu piscină mare, deci sunt super entuziasmată și abia aștept să văd ce profesie voi avea. Anume, aceste trei cocktailuri vor decide soarta băieților pentru următoarea jumate de zi. Hai să vedem ce le-am pregătit. Băieți! Oh my god, ce avem aici? Oh. Aveți trei cocktailuri și trebuie să alegeți fiecare unul din ele. Oh my god, eu aleg pe ăsta. Uitați-vă ce culoare are, interesantă. Eugen, la sigur că nu ai pus nimic în pahar? Crispin, stai liniștit pentru că urmează jumătate de zi să aveți un job în care trebuie să fiți tefer la minte. Băi, pentru cheers. Noi! Ah, delicios! Eu gata! Adi, fii atent ce scrie la fundul paharului. Bucătar! Adi, nu bucătar simplu, dar șef bucătar! Oh, șef Adi! Adi, mai vrei? Nu, mersi, nu vreau două joburi. Este! Ce? Am terminat. Voi vedeți? Menajeră? Vă rog să nu fiți invidioși pe mine. Dacă doriți, puteți să vă apropiați de bar și vă prepar un cocktail gratuit. E o mâncare. Guys, aici aveți și cheile de la ușa camerei. Sunt trei camere complet diferite. Deja după noroc, cine și ce va alege? Avem aici uniformele. Adi, bucătăria e toată a ta. Vlada te așteaptă hotelul său cureț. Și Crispin, barul se află chiar aici. Abia aștept să văd reacția băieților când vor intra fiecare în camera lor. Așa, 1002, 1004, se pare că asta este camera mea. Haideți să intrăm. De ce nu merge? A funcționat. Wow. Oh my god. Vedeți ce aici văd și eu? Ce e asta? Unde sunt? Că nu am cuvinte. Vreau să vă zic din start că îmi place foarte mult că sunt oglinzi aici, foarte multe oglinzi. Și mai avem niște jucării, presupun eu. Ce sunt ele?
Mai este și un fotoliu foarte colorat, roșu, aprins. Haideți să-l probăm. Da, fotoliul este confortabil. Presupun că este pentru masaj ceva sau pur și simplu așa să te relaxezi. Mi-a atras atenția și chestia asta care habar n-am pentru ce se poate folosi. Dar presupun că sunt niște cătușe de care lege o persoană și apoi faci ce vrea cu ea. Păcat că am venit singur aici. Vreau să vă zic că îmi place culoarea camerei. E romantic. Îmi place. Prieteni, atâta timp cât Eugen încă nu m-a chemat la muncă, cred că pot să trag și un pui de somn. Deci asta e camera mea, da? Wow! Păi, arată nice, deși e cea mai ieftină. Arată chiar foarte, foarte bine. Prima ce mi-a dat în ochi, băi, e baia asta. Uitați-vă ce oglindă mare avem aici, cu lumină, cu tot ce trebuie. Asta o iau acasă. Băi, e foarte, foarte spațios. Ăla-i patul meu, de lângă fereastră. Wow, asta e fain. Ciupici de cameră. Uite așa, ne simțim ca boșii. Băi, arată foarte, foarte tare, iar partea cea mai bună e că am aer condiționat. Mă întreb doar un singur lucru. Paturile astea, ce înseamnă? O să dorm cu alți angajați? Nu, Vlada cu Crispin nu. Oh, nu. Deci o să dorm cu alte persoane din Turcia și o să ne înțelegem de minune. Haideți să vedem view-ul de la balcon. Ia priviți! Ăsta e view! Petreceri peste petreceri! Palmieri, cascadă, piscina, fete frumoase. Ce mai poți să vrei de la viață? Cel mai mult îmi pare rău că în loc să mă duc să mă odihnesc lângă aceste fete frumoase în piscină, nu trebuie să mă duc să muncesc. Haideți la bucătărie. Și asta este camera pe care mi-a dat-o Eugen. Deci e totul în roșu. Deci nu vreau să cred. Deci am o cadă exact în camera unde dorm. E super fain și cred că are și jacuzzi. Yes! Sunt super entuziasmată. Deci luam o oglindă exact deasupra capului pe tavan. Deci nu vreau să lucrez, vreau doar să dorm aici. Pot să mă văd când dorm. Deci asta este camera mea de vis. Observați cât de multe oglinzi sunt peste tot. Prima oară în viață văd așa ceva, să fie baia, transparentă. Bine că stau singură în cameră. Eu cred că toată ziua o să stau în cadă. Da, Eugen m-a pus să lucrez și după poate uită de mine cumva. O să stau aici în cadă? Deci așa o să stau. Sper ca să am un job așa, mai puțin extenuant. Unde pot mai mult să stau, să mă odihnesc. Cred că Eugen o să fie destul de bun cu mine, sper. Prieteni, haideți acum să vă fac cunoștință cu locul meu de muncă. Trecem în partea aceasta a barului în care astăzi voi lucra jumătate de zi. Vă rog să atrageți atenție în spatele meu unde avem dita mai băuturi de toate felurile, de toate tăriile posibile. Ce ghinion am avut! Ce grea este! De ce mi-a căzut și mie această profesie? Housekeeping! Ce-o mai fi și asta? Ok, hai să o facem și pe asta. Mi scuzi, mi scuzi! Cred că voi avea coșmarul la noapte. Sincer vorbind, am mare emoții pentru că în viața mea n-am pregătit o băutură, un cocktail, ceva, dar sper să mă descurc. Avem și primul client aici, haideți să vedem ce dorește. Hello! 5 whisky, deal is good, it's been a kilometer. 5 whisky, no? Oh my god, avem o comandă mai mare, trebuie să pregătesc 5 whisky. Am înțeles că clientul se grăbește, așa că mă voi strădui și o să fac mai repede aceste băuturi. Citirea asta aici. Finish. Deci primim, da? Vremea. Prieteni, deja am făcut prima comandă. Vreau să vă zic că deja îmi place meseria de barman. Sper că mă descurc și în continuare. Hola, prieteni! Aici bucătar Adi, la dispoziția voastră. O să pregătim ceva foarte, foarte delicios. Însă, înainte de toate, haideți să vă fac room tour-ul acestei bucătării impresionante. În primul și în primul rând, avem acolo cele mai proaspete legume cu care vom jongla chiar acum. Aici avem cele mai tari grătare din lume. O să pregătim niște steak-uri foarte, foarte bune, cum acolo. Ah, e foarte fierbinte. Ah, ca și statistica canalului Orange Blue.
Aici avem ulei în care vom pregăti cartofii prăjiți pentru toți oaspeții noștri de aici, pentru că hotelul ăsta are o grămadă de turiști și de cazați. Trebuie să facem mâncare pentru o țară întreagă. Omul nostru care face ca bucătăria să fie mereu, mereu impecabilă. Pentru că aici la Amor Hotels, igiena este pe primul loc. Mereu totul e curat, squeaky clean, cum zice Dorian Popa. Avem aici, desigur, și aparatul nostru preferat pentru pregătirea minunăției de shawarma. Wow, ce hieroglife interesante! Cine știe limba chineză, scrieți în comentarii ce scrie aici, că eu nu înțeleg. Vreau să vă spun că nici jobul meu nu este atât de simplu. Trebuie să fac bugetele pentru petrecerile care urmează tot pentru mine. Trebuie să am grijă de angajați, trebuie să am grijă de băieți. Spre exemplu, Adi care stă la bucătărie și poate să folosească mâncare alterată și se otrăvește întreg hotelul și vinovat sunt eu. Crispin care ar putea să pună mai mult alcool decât trebuie și să fie mulți turiști beți prin tot hotelul. Sau pe Vlada care trebuie să o verific dacă a șters praful cum trebuie. One water. Ok, no problem. Prieteni, deci se observă că suntem în Turcia și că aici este foarte fierbinte pentru că lumea în continuu cere apă și apă din frigider. Hello, what do you want? One beer? Ok. No. Nu e bine așa, nu e. It's ok. Okay. E bine, cred că e și tu bere bună. Am adus aici mai multe ingrediente. Avem aici cel mai bun vin. Vin alb pentru pregătirea, nu știu, o să pregătim ceva, un steak sau ceva foarte, foarte bun. Apropo, prieteni, vedeți cum arăt eu? Eu, mie mi se pare că arăt ca un personaj dintr-un desen animat. Oare ce desen animat? Aveți aici imaginea, orice caz. Da, arăt ca personajul ăla din Ratatouille. Dacă chiar așa, scrieți în comentarii numai decât. Ok, punem vinul ăsta la loc și... Oh, Eugeno, vino cu a. Adi, să știi că arăți foarte bine în acest costum. Știu. Chiar parcă ești un bucătar adevărat. Da? Sper să gătești mâncare bună. Deci, Eugen, hai să facem așa. Eu îți voi pregăti cea mai faină mâncare din lume. Însă tu pentru asta trebuie să mă răsplătești. Ne-am înțeles? Să schimbăm job-ul. Mă sigur, vrei să fii altceva. Adi, fii atent. Dacă mâncarea ta o să fie gustoasă, o să primești un alt job super, super bun. Nu o să fii director, dar nici menajer. Eu sunt ok, Eugen. Director nu vreau să fiu, pentru că e foarte, foarte dificil. Numesc vreau să fiu. Oricum, eu am foarte mare încredere în mine. O să-ți pregătesc cea mai bună mâncare pe care papilele tale gustative le-au simțit vreodată. Îl cred. Sunt sigur că o să facă o mâncare gustoasă. Crede-mă. Dar hai să vedem. Acum iau un loc, iar noi vom pregăti mâncarea. Deoarece semăn cu personajul din Ratatouille, o să facem Ratatouille. Avem foarte multe legume, iar acum trebuie să ne grăbim pentru că, nu știu, am emoții foarte mari. Sex on the beach. Yeah, please. Ok, no problem. Prieteni, acum urmează să pregătesc primul meu cocktail. A spus că vrea sex on the beach. Habar n-am din ce se pregătește, dar presupun că iau o sticluță mică de alcool. După care mai adaug ceva sirop, gheață, fructe, suc. Și cocktailul este gata. Ce suc se folosește în cocktail? Habar n-am. Mă bucur foarte mult că clientul nu cunoaște limba română, pentru că și-ar da seama că eu nu pot pregăti cocktailuri. Acum adăugăm gheață. Ok, tu. Habar n-am ce va ieși la final, dar sper să-i placă. Și cred că pentru sex on the beach trebuie să mai adaug puțin vin roșu, red wine, să fie mai gustos. Iar acum trebuie să amestecăm totul împreună. Cred că e partea cea mai interesantă. Așa, deci cocktailul nostru este pregătit. Acum trebuie să-l punem într-un pahar și să-l servim clientului nostru. Thank you. Și acum îi turnăm cocktailul. Wow, ce culoare! Haideți mai întâi să-l gust eu înainte ca să-l servească domnul, trebuie să-l gust. Hey, hey! Is that okay? I'm just try for you. Okay. S-a supărat pe mine, nu înțeleg de ce. Eu doar vreau vin, l-am gustat să văd dacă e bun sau nu. It's ma, delicious! It's not okay. You can try from this. You can try on this. I can try on glass. Okay. It's not okay. S-a supărat pe mine, Glenn. Okay, I can do another one more. Cred.
Deci, avem maceta, glumesc, cuțitul. Și acum vom pregăti legumele. O să luăm o roșie și o vom felea foarte, foarte bine. Voi da, i-ați cuțit. Eu aparent chiar mi-am intrat în rolul de bucătar și dacă serios vreau să se primească cât mai delicios pentru a-l impresiona pe Eugen să primească un post de muncă foarte bun. Nu vreau să fiu menajer. Sper să nu dau foc la ceva pe aici, deoarece eu sunt bucătarul șef, îmi permit să îmi angajez un asistent. Îl avem pe aici pe domnul care o să ne arate cum să facem corect o mâncare. Nu am idee ce mâncare face, am zis ratatouille, sper că a înțeles, eu turca nu vorbesc. Eu așa ceva nu pot și nici voi nu ar trebui să încercați. Ce înseamnă bucătărie turcească? Asta înseamnă bucătărie turcească. Ok, acum o să facem cea mai tare chestie posibilă. Am nevoie de un scuț acum. Băi, deci dacă nu-i place lui Eugen asta, vreau acum să-l testez pe Crispin să vedem cum se descurcă cu jobul lui. Crispin, cum merge munca? E bine, dar foarte obositor din păcate. Aș vrea un cappuccino și o prăjitură. Facem, nicio problemă. Deci Eugen mi-a zis că vrea un cappuccino și mi-a spus ceva? Și o prăjitură. Așa, cafeaua este gata. De care prăjitură dorește Eugen? Alege tu una, una gustoasă. Bine, aleg eu pentru tine. Deci, prieteni, mi se pare că asta arată cel mai bine dintre toate. Și mai are o inimioară, vreau să o pun pentru ca Eugen să înțeleagă că eu îl iubesc și îl respect foarte mult. Sper că este și gustoasă, nu doar arată bine. Eugen, ține. O să gust mai întâi cappuccino să văd dacă este făcut cum trebuie. Aparatul a făcut o cafea destul de bună. Hai să vedem acum. Eu am făcut-o, nu aparatul. Ce vorbești? Hai să vedem acum. Prăjitura. Prăjitura arată destul de bine. Hai să vedem dacă este și gustoasă. Să știi, Crispin, că ai făcut o alegere bună. Tocmai de asta primești un bonus. Ce bonus? Ai o oră liber de la job și anume să mergi la spa. Atent. Trebuie să ne grăbim! Repede! Așa, punem astea aici pentru Eugen. Uitați-vă cât de fain arată! Eu știu că eu am zis că eu sunt bucătarul șef, însă, după cum vedeți, oamenii pe mine mă înstruiesc, deoarece eu nu am idee. Niciodată nu am fost chelner, bucătar. Acum învăț meserie, știți cum? Vezi și înveți meserie, așa, ca oamenii cinstiți. Curg toate transpirațiile de pe mine, deoarece avem gata mâncare pentru toți oaspeții noștri, iar aici e mâncare specială pentru directorul nostru, Eugen. Eugen, Ade, cum vi se pare la noi? Vă place bucătăria turcească? Urmează să văd, Ade, să văd ce ai pregătit tu. Fii atent, specialitatea bucătarului. Acest platou nu l-a văzut nimeni vreodată în istoria acestui hotel. E special făcut pentru tine. Ține așa, fii atent. Ultimul detaliu. Ade, în primul rând nu pot să cred că tu ai pregătit acest platou, păi care arată super, super bine. Eu, cu mâinile acestea, cu aceste două mânuțe am făcut. Hai să încercăm să gustăm ceva, să vedem dacă într-adevăr este gustos. Ade, să știi că te-ai descurcat destul de bine. Oh, mersi, chiar îmi place mâncarea ta, așa că urmează să zic ce profesie urmează să ai. Wow, Crispin, câte bunătăți! Să știi că am încometat foarte tare. Prieteni! Wow. Cum vă pare mâncarea mea? Mâncarea ta? Da, e mâncarea mea pregătită cu aceste două mânuțe! Wow, dar nu mai știu ce să mai aleg, că am atâtea variante. Sper să fie și gustoasă, nu doar o merităm după atâta lucru. Exact. Deci fiți atenți, vă alegeți ce vreți, vă duceți la masă, după care o să-mi dați note, ok? Bine. Hai. De acord. Eu cred că după atâta muncă merităm asta, din plin. Vlad, wow. Zi-mi, e bună asta? Vrei să gusti și tu? Vreau, da. Hai, gustă. N-am mai mâncat așa ceva niciodată. Wow, deci efectiv nu mai știam ce să mai aleg. Eu cred că o să mai merg pentru o dată. Pentru domnișoară. Vai. Dar pentru mine? Mersi. Pentru tine, nimic. Ce e cu discriminarea asta, domnule? Nu e nicio discriminare. Da, pentru că eu am lucrat mai mult. Pe bune? Da, eu am lucrat mai mult, am dat cu aspiratorul. Mi scuzi!
secrete de oameni. Praful. Știi câte secrete am aflat eu astăzi? Secrete? Cine tu ai vorbit cu oamenii? Eu am stat, m-am chinuit. Da, sigur. Da, sigur. Vrei să încerci să fii tu menajeră? Păi tu vrei să încerci să fii barman. Da, chiar vreau. Băi, nu vă luptați. De fapt, ți-am adus sucul ca să uităm ceea ce a fost în cameră când făceai curat, ok? Doar noi doi am văzut asta. What? Mai bine nu mi-amintai. Ce a fost în cameră, Vlada? Dar nu, nimic a fost. Sigur? Da. Vezi tu. Eu cred că o să mai fac un tur pe aici, o să mai iau mâncare pentru că nu m-am săturat. Desertul meu preferat. Vlada. Eu propun să lungim masa cât mai mult timp pentru că dacă o terminăm trebuie din nou să mergem la muncă. Oh, deci hai să mâncăm mai încet. Cât lent posibil. Crispin. Da, dar nu prea-l văd pe Eugen, adică unde a dispărut? Eu cred că are atâta lucru. Îți dai seama să coordonezi tot acest hotel cu toți acești angajați? E o muncă enormă. Eu compătimesc, sincer. Nu cred că m-aș descurca. Eu am un singur job și deja sunt super extenuată. Eu cred că e mai bine să stai într-un fotoliu să, nu știu, organizezi un hotel întreg decât să speli pudelele, de exemplu. Așa bine o fi, dar îți dai seama ce greu este să lucrezi cu toți oamenii. Băi, m-am săturat, nu mai pot să fac mâncare la atâția oameni. Și eu m-am săturat să curăț peste tot podelele, să fac curat peste tot, în tot hotelul. Am obosit prea tare. Sex on the beach, pina colada. Mamă, eu nu înțeleg ce vor de la mine oamenii ăștia. Am impresia că sunt niște alcooliști. Hotelul e plin de alcooliști doar. Nu mai pot atâta să lucrez. Și cel mai trist e faptul că Eugen nu lucrează. Nu lucrează. Voi nu l-ați văzut? El stă la piscină și se distrează cu niște gagici acolo. Pe bune? Da, adică, hrănesc cu lingurița. Adică noi lucrăm aici. Exact. Eu aici mor, nu am lucrat atâta în viața mea și el se distrează. Exact. Eu vreau să mă răzbun pe el. Eu tot. Hai să ne gândim la o strategie super bună să ne răzbunăm pe el. Ce putem face? Am eu o idee. Haideți cu mine. Chiar așa? Deci el așa lucrează. Noi muncim din greu și el așa lucrează. El își face joc de noi, tu realizezi că am venit aici să ne odihnim. Și el ne pune pe noi să muncim. Fiți atenți, îi plac fetele. O să-i dăm o fată. Ce s-a întâmplat? Deja am obosit să fac cocktailuri, poate, nu știu, îmi dai voie să mă odihnesc? Ok, Crispin, pentru că ești primul, ai la dispoziție 3 joburi. Sau să fii DJ, sau da, să fii masior, sau organizator de petreceri. Știi, sună bine organizator de petreceri. Cred că acolo este distracție, voie bună și cred că m-aș descurca să fac o petrecere foarte frumoasă. Și multă muncă fizică, Crispin. No, eu o să fiu șeful acolo, o să dau doar ordine și privesc cum totul se face. Ok, deci, de acum înainte, ești organizator de petreceri. Promit să fac cea mai tare petrecere de aici. Contez pe tine! Bine, am plecat! Eugen, nu mai rezist! Te rog să-mi schimb jobul, că m-am plictisit. Vreau un job ceva mai distractiv. Vlada, să știi că au mai rămas doar 2 joburi. Pentru că ai venit prima, îți dau să alegi între DJ sau masior. DJ, deci asta mi-am dorit de la început. Ce entuziasmată sunt! Atunci pregătește-te pentru de seară, pentru că urmează să faci un show pe cinste. Abia aștept, simt o mare responsabilitate, dar totodată sunt foarte entuziasmată să încerc acest job. Abia aștept! Domn director? Adi? Păi Eugen, deoarece ți-a plăcut mâncarea mea, iar mie mi-a plăcut că ție ți-a plăcut, hai să văd ce job îmi vei da. Adi, îmi pare rău, dar a rămas doar un singur job, și anume masior. Păi, se putea mai bine, însă îmi place. Cu mâinile astea, e ok. Dacă totuși Eugen mi-a oferit o oră liberă... Ai o oră liberă de la job să mergi la spa! Cred că voi petrece jumătate de oră aici pe șezlong să mă bronzez, apoi jumătate de oră voi merge la spa.
Trezește-te! Trezește-te! Crispin, trezește-te! Crispin! Crispin! Nu! Crispin, trezește-te! Crispin, trezește-te! Crispin, trezește-te! Crispin, ce faci aici? Eu bronzam la soare. Să faci izolație! Mamă, ce coșmar am avut, nu ai idee! Ce s-a întâmplat? Ferește, nu pot să vorbesc despre asta. Păi tu nu mai lucrezi? Merg la spa acum. Cum să mergi la spa? Eugen mi-a permis. De ce toți sunt atât de nedrepti cu mine? Chiar nu merit și eu să merg la spa, să mă odihnesc și eu, să stau la soare? Doar muncă, muncă și iar muncă. Wow, mamă, cât de frumos e aici. Deja mi-am ocupat poziția. Sper să vină o chinezoaică de aia bună să-mi facă masaj. Mai jos, mai jos, mai jos. Doamne, ce mâini gingășe are. Oh. Crispin, ce-o credeam că o să fie o fată frumoasă care o să fac masaj, însă m-am ales la naiba cu tine. Puteai din start să spui că ești tu și renunțam, nu mai avem nevoie de masajul ăsta. N-am ce face, Eugen mi-a zis că trebuie să stau la spa, așa că sunt masiora asta. Deoarece Eugen ți-a dat cadou o zi la spa, haideți să-ți arăt ce e aici. Hai. Ai posibilitatea să faci baie într-un jacuzzi. Asta chiar arată foarte mișto. Aceasta este una din cele mai tari camere ale noastre. Avem un hamam turcesc, o cameră cu aburi. Wow, ce bine arată. Deci pot să trag un pui de somn aici. Da, și mai avem clasica sauna. Chiar de mult timp nu am mers la sauna. Haideți să știi că hotelul la mama a lăsat plăcut surprins. Păi ce alegi? Numai masaj, mai departe, te rog eu mult. Cred că o să merg pe piatra aia fierbinte, am uitat cum se cheamă. Ok. Dar arată foarte bine și cred că mă pot relaxa acolo. Atunci trage un pui de somn în hamam. Cred că mă voi relaxa bine aici. Păi Eugen, dacă privești acest video, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai făcut vacanța mult mai frumoasă. Oh, ce bine este aici! Deci, prieteni, am primit un task de la Eugen să organizez cea mai tare petrecere de la Amon Hotels. Vreau să vă zic că am foarte multe idei în cap, încă nu pot să cred că am scăpat de meseria de barman pentru că m-a epuizat la culmea și urmează acum să organizez o petrecere care să-i placă tuturor. Vreau să se simtă bine nu doar Eugen, dar toți vizitatorii de aici, să danseze, să se miște din fund și să se simtă perfect. Ne aflăm acum pe o scenă destul de mare, zic eu, iar pe această masă în curând va apărea un DJ renumit aici în Turcia, care va crea și voia bună, însă eu trebuie să mă ocup de alte chestii, cum ar fi decorațiunile, mâncarea, băutura și multe altele, așa că haideți să trecem la treabă. Prieteni, pe lângă partea organizatorică, am decis să particip și eu direct la construirea decorațiunilor, așa că voi ajuta personalul de aici să facem cele mai frumoase decorațiuni pentru seara magică de astăzi. One and one. My English is very good, my friend. Vreau să vă zic că sunt destul de grele. Încă una mai am și practic am terminat scheletul construcției. Cam la fiecare construcție de asta trebuie să punem câte două piulițe, după care să le fixăm. Hai că am început să transpir deja. Sunt convins că va ieși ceva foarte frumos. Sper să-i placă lui Eugen. Dacă nu-ți place Eugen, mănânci bătaie de la mine, pentru că vezi cum muncesc eu aici. Cred că ar fi mult mai simplu de lucrat dacă afară nu era atât de cald. Dar suntem totuși în Turcia, în Antalya. Și altfel cred că nu e posibil. Soarele în ochi mă urbește. Băgamea soarele ăsta.
Da, mi-a zis Eugen că să te bucuri și tu puțin să fii șef, să conduci tu pe cineva, dar nu, trebuie și eu să lucrez rând cu toții. Poate mulți dintre voi acum se gândesc, Crispin, de ce nu stai, doar ești organizator, tu doar trebuie să conduci personalul, dar nu. Eu nu am încredere până când nu fac ceva cu mâna mea. De ce cade? Nu înțeleg. I'm sorry. Deci prima construcție este aproape gata. Între timp echipa mea, pentru că nu lucrez doar eu singur, am o echipă mare și frumoasă, am mai reușit să facă câteva construcții, avem aici încă 3 la număr și mai avem încă niște lucruri foarte colorate aici jos, cred că le-ați observat deja. Ele tot fac parte din construcție. Poate cineva dintre voi deja și-a dat seama ce urmează să se întâmple, dar dacă nu, rămâneți alături de noi și veți afla. Ca să nu așteptați foarte mult timp, vă dau un indiciu în ce stil voi face petrecerea de astăzi. Asta nu este denumirea completă, este doar începutul ei. Dacă deja cineva și-a dat seama ce stil este, scrieți în comentarii. Sper că Crispin organizează tot acest eveniment, doar priviți cât echipament și construcții sunt în jurul meu. Hai să vedem ce face și ce eveniment pregătește pentru azi seară. Chiar sunt impresionat ce se petrece aici. Crispin, ce faci? Eugen, te rog, participă okay. Și tu, pentru că sunt foarte grele. Ce e asta? Ce facem cu ea? Deci... Sincer să fiu, nu m-am așteptat să văd atâtea construcții. Ce faci azi? Păi vin-o de seară și vei vedea, sper să-ți placă rezultatul final, pentru că, uite, muncesc din greu, n-am lăsat doar echipa mea să lucreze singură, dar particip și eu, pentru că vreau să fiu sigur că va ieși cea mai tare petrecere de aici. O să vin de seară să văd dacă, într-adevăr, este o petrecere bună și să mă distrez. Să știi că mi-am luat munca în serios, iar acum, scuză-mă, te rog, trebuie să mă duc să fac încă foarte multe lucruri, să pregătesc mâncare, băuturi, alte construcții, alte decorațiuni, așa că ok, ok, la fel și eu mă duc, am foarte mult de lucru. Crispin, succes! Mulțumesc! Așa, deja a fost desfăcut primul balon, urmează acum să fie umflat. Haideți să vedem care este treaba și cu celelalte căsuțe. Trebuie să-i cert puțin pentru că lucrează greu. Mă enervez rău de tot. Mamă, ce am obosit, nu aveți idee. În schimb, până acum am reușit să obținem un așa rezultat frumos. Deci Capadocia aparte este cât pe ce să înceapă. Vreau să vă zic că oamenii mei încă lucrează intensiv pentru că au încă ceva de muncă. Totuși păcat că baloanele astea nu ridică mesele în aer. Doar vă imaginați cum ar fi să stați la masă și între timp să fiți în aer. Cred că asta e o nebunie totală. Însă cred că pentru oaspeții acestui hotel e mai bine așa, pentru că consumă cam mult și mai bine să stea pe pământ. Deci, aflându-mă aici, pe bune, simt cultura turcească. Îmi place extrem de mult, lucrătorii mei au făcut pe bune o treabă foarte bună și suntem pregătiți, aproape pregătiți, să înceapă marea petrecere! Deci, prieteni, totul este pregătit, îl așteptăm pe Eugen să verifice totul, sper să-i placă, dar, nu în ultimul rând, și pe prietenii noștri. Să înceapă nebunia! Acum urmează să merg pe scenă și să-l înlocuiesc pe gel acuat, așa că urați succes, am mari emoții și aștept comentariile voastre de susținere în comentarii. Mama, 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 mama
sunt o boală, sunt bolnav de drag. Bye, 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 bye. Capul meu doar bani, ochii mei dau la. Pentru că n-am dormit toată noaptea din cauza petrecerii, am decis să venim la mare să întâlnim Zori. Suntem siguri că v-a plăcut acest video. Eu cred că este cel mai tare episod de pe canalul nostru. Prieteni, vă rog foarte mult să apăsați pe butonul de like, să adunăm un număr record de like-uri sub acest video, pentru că așa echipa Orange Blue ne va trimite în alte locații mult mai interesante și mult mai distractive. Nu uitați de asemenea să vă abonați la canal pentru a nu pierde aceste episoade și să fiți la curent cu tot ce postăm noi. Scrieți în comentarii în ce locație am vrea să mergem data viitoare. Orașe, țări, insule, tot ce aveți în cap. Echipa noastră va alege din comentariile voastre și probabil o să mergem din nou de vacanță. Cu voi a fost Eugen, Vlada, Crispin și Adi. Ne revedem foarte curând. Atunci, trage un pui de somn în... Hamam? Atunci tragi un pui de somn în hamam. Pleacă în hamam și tragi un pui de... Deci te râzi, dar nu te râde. Miau? Lada, cu ce da.